Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascende, Nodul Nord în Rac, etalare pentru mai, cu o mică întârziere, dar sper că suportabilă. Dacă vreți, musai să vă fixați mesajul pe 30 de zile, puteți să faceți prelungirea până pe 5-6 iunie, dar eu vă zic și vă reamintesc că mesajele sunt pe un termen variabil, nu musai pe o lună de zile, chiar dacă noi citim pe 30 de zile pe o anumită lună, da? Haideți să începem etalarea, dragii mei. Mesaje de la îngeri. Vedem ce legătură au mesajele cu ce urmează. Mesaje de la îngeri. Simple acte de amabilitate. Amabilitatea, sau dacă te porți amabil, te energizează pe tine însuți acest comportament, aducând bucurie celor din jur, evident că îți aduci și ție și îți ridici vibrația. Ce aveți? Numărul 5. Luna mai. Da, 5, stai. Ce ochelari, câți ochelari să-mi pun? Da, luna mai. Și această carte este susținută de exprimați-vă dragostea prin cadouri. Și dragostea poate să fie și față de familie, și față de prieteni, nu musai față de vreun iubit, iubită, amant, amantă, da? Și față de copii. În spate aveți dragostea în dură. Ați îndurat foarte mult pentru o anumită dragoste. Probabil că ați proiectat multă dragoste pe cineva. Ați avut multe așteptări de la cineva. Și se pare că ați fost dezamăgiți, pentru că o să vă arăt și cărțile. Însă, n-am cum să nu aduc aminte că această carte mi-aduce întotdeauna aminte de un citat celebru a lui Pavel din 1 Corinteni cu 13, evident, Biblie. Vă rog frumos, căutați acolo, că am mai pus de-a lungul timpului acest citat la comentarii, nu la comentarii, sub video, în căsuța de sub video. Căutați și voi 1 Corinteni cu 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, da? Ei, în momentul în care citiți și faceți, meditați la aceste, nu sunt versuri, gânduri ale lui Pavel, veți face diferența între dragoste și ce ați mai experimentat, inclusiv proiecții. Inclusiv proiecții. Acum este încă un lucru pe care îl simt ca necesar să citesc. Faceți daruri și exprimați-vă dragostea celor care au îndurat alături de voi. Nu celor care n-au îndurat, da? Celor care au îndurat într-o relație care v-au fost alături, dar nu oricui, nu doar de dragul de a atrage atenția sau de a cuceri. Bine, e frumos să și cuceriți prin daruri, dar selectați cui vă exprimați dragostea și cui oferiți aceste cadouri. Este foarte, foarte interesant că a apărut moartea de dor. Casa 8-a a Scorpionului, chiar arată 8-a. Casa 8-a Scorpionului, iar Scorpionul numărul 13. Moarte și ce zice? Aici scrie mult mai bine. Moarte și renaștere. Și dacă în această carte chiar vedem pe cineva murind, știm că va renaște într-o altă formă, într-o altă dimensiune. Acum avem oul, avem nașterea în sine, da? Concepția. Trebuie să renașteți, dragii mei, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. Să renașteți ori într-o nouă uniune, în mod special uniune în voi înșivă, poate chiar uniune cu un alt suflet. Pereche, Doamne, ajută! Spun așa pentru că o să vedeți imediat, au mai apărut niște cărți. Ca și energie, în general, a apărut doi de spade, alb și negru, black and white, da? Invers. Doi de spade pentru mine înseamnă deblocare, pentru că doi de spade în poziție normală înseamnă blocare necesară ca să vă găsiți echilibru, balanța, ca să puteți alege. Invers înseamnă deblocare, înseamnă faptul că mergeți înspre valetul de, sau asul de spade și manifestați, cuvântați, rostiți sau măcar gândiți, hotărâți să puneți în practică ce ați ales. Adică, cu alte cuvinte, ați făcut deja hotărârea. Alb sau negru? Da? Fără griuri, fără nuanțe. Alb sau negru? Sau, și mai bine, interesant cum vine mesajul, da? Pentru că aveți două cărți care reprezintă moartea și mai aveți două cărți care reprezintă, să zicem, învierea sau dragostea sau vindecarea. Vi le arăt imediat. Da? După ce ați trecut prin acest întuneric,
Poate, Doamne ajută, așa ar fi minunat, să vă regăsiți în voi, ca în uniune totală cu voi înșivă, să puteți atrageți oameni complexi, da? Care n-au lipsuri și care nu așteaptă să le umpleți voi lipsurile, da? Că asta înseamnă proiecție. Și după ce ați trecut prin întuneric, schimbați decizia, schimbați direcția, că e 5, da? Sunt 5, interesant. 5 perluțe. Că e luna 5-a și este anul cu vibrație 5. Și intrați în lumină, da? Unde intrați, dragii mei? Intrați aici, în renaștere. Aici este lumina, da? Lumina aceea care pătrunde prin crăpături, prin răni și aduce transformarea. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, am vrut să se arate moartea, apoi cavalerul de bâte, apoi asul de cupe. Am zis, renaștere. Renaștere se pare pentru că dintr-o poveste de dragoste tristă, pentru că în setul de clarificator a venit trei de spade și asul de cupe invers. O dragoste nemanifestată, o uniune cu un suflet pereche care nu s-a putut pune în practică din cauza unor motive. Că ei n-au fost pregătiți, că au fost blocaje, că au fost situații, variază de la rac la rac. Da? Ascendent, Leu, Venus, nu Leu. Vreau să zic ascendent, Venus, Lună, nu Leu, Lună. Poate că aveți marcajul Leu, în fine. Deci, a fost o poveste de dragoste care v-a dezamăgit și care v-a ajutat, necesară, nu zic, v-a ajutat să vă transformați, să deveniți altfel, alții. Și să înțelegeți că Uniunea este mai presus de toate în voi. Dragostea și lumina trebuie să vină prin voi, să nu o căutăm în afară și apoi vor veni alții după acea lumină pe care o transmitem, da? Pe care o veți transmite. Deci, a venit dragostea, cavalerul de bâte și asul de cupe. Există un personaj care vine să vrea să vă transmită, poate sunteți voi. Poate un as semn de apă, poate este cineva cu marcaj în semn de foc. Dar există cineva cu multă pasiune, atracție față de voi, care vrea să vă transmită emoțiile pe care le simte. Doamne ajută! Da? Asta pentru că renașteți eventual acest mesager. Un mesager al dragostei, în acest context îl văd destul de pozitiv. Un idealist, un romantic, ultimul romantic. Eu sunt ultimul romantic? Nu, eu cred că sunt. Tarotela, ultima romantică, vine cineva înspre voi. Poate vă duceți voi, iar variază, dar eu simt că vine cineva pentru că voi tocmai vă treziți sau renașteți după o situație. Da? După această dragoste neîmplinită, după acele dezamăgiri. Acest personaj vă poate vindeca, vă poate chema la nou sens al vieții, vă poate chema la călătorie, haide să explorăm, eu știu ce domenii, ori eu știu ce terenuri, spații neexplorate până acum. E o energie faină, chiar faină, plină de optimism, de care aveți nevoie unii dintre voi. Doamne ajută să am și o gură aurită și chiar să fie așa ceva. Pentru că, repet, la început sau până acum ați proiectat așteptări, speranțe, idealuri pentru o cupă, pentru o dragoste care... ce interesant, da, uite ce frumos. Aici cupa este pusă pe un soclu. A spus pe cineva pe un piedestal și puc, a picat. A picat pentru că v-a dezamăgit. Dar uneori nu-i bine, pentru că tot, nu e nimeni perfect. Da, judecat. Acum judecați, după doi de spade, judecați altfel. Judecați altfel. Ați fost în lacrimi, ați regretat, acum judecați altfel. Vreți să renașteți? Judecata înseamnă și renaștere, da? Moarte și renaștere. Măi, dar ce cărți intense! Super! 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 Ok, astea le pun deoparte pentru clarificatorii. La capătul setului de cărți, un drum. Așteptați, aveți speranță că vor veni vremuri bune și pentru voi. Aveți speranță. Asta e minunat. Că dacă nu avem speranță, nu putem manifesta nimic bun, nu? E o călătorie, poate că trebuie să vă întoarceți, poate că trebuie să vă duceți. Interesant, călătoria aceasta și cu asul de cupe,
Asul de cupe poate să fie chiar călătoria voastră peste hotare. În general, cavalerul de bâte merge peste hotare, că e mai mult jupiterian, marțian, jupiterian. Și asul de cupe poate să țineți de vindecare, dragii mei. O vindecare care vă ajută să renașteți, într-o formă sau alta. Da? Sunt multe feluri prin care putem interpreta cărțile. Nu vă fixați doar la romanță. Poate să fie și o chestie medicală, cum știu un caz. Poate să fie și o chestiune medicală în care renașteți, vă vindecați, moartea, poate să fie o intervenție medicală care vă ajută să renașteți, să vă vindecați, da? Într-o privință. Răcușori. Răcușori, am zis. R. R. Răcușori și răcușoare. Mai. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Nu mai plângeți, mă. Cinci de cupe. Plângeți voi, că e în sufletul vostru. Dar nu mă plângeți. Sper că terminați odată. Ha. Patru de monede. Nu prea îmi place. Nu zic că e frumoasă cartea asta, dar asta nici atâta nu-mi place. Măcar cinciu permite schimbarea. Patru e foarte strict. Există o provocare aici. Cum schimbați voi energia? Cum schimbați voi starea aceasta de regrete? Cum ieșiți? Da? Înspre ce am zis mai devreme, renaștere, dacă stați în niște situații, relații karmice, pentru mine obligatoriu patru de monede reprezintă relații karmice, job, familie, prieten, nu contează, oricine, oameni fixiști, tradiționali, în sensul negativ al cuvântului, că uneori e bine să ții de tradiție, dar cu echilibru. Totul trebuie să fie în echilibru, da? Oameni care sunt materialiști, care țin prea mult la niște idei, aici este o provocare. O să clarific, pentru că nu-mi place niciuna din cărți. Sunt cam gri. Mai, și am zis că nu. Nu, fără gri. Alb, negru sau roșu, da? Inimioară roșie. Vedeți? Contraste, domnule, ca să le vedem bine. Nu să bâșbâim după ele, să presupunem, să dăm cu banul. Nu, nu. Vrem să fie clar. Da, încă sunteți în... Da, merge mai greu la raj pentru că așa iau te patru de cupe în trecut. Vă afectează pe termen lung o poveste. Acel trei de spade pe care l-am văzut, asul de cupe care era răsturnat, da? Remember, vă aduceți aminte ce a fost tocmai mai devreme. O dragoste nemanifestată care v-a făcut să plângeți, să regretați. La, 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 la. O, turnul, separare. În ultima vreme, poate că v-ați trezit, Doamne ajută, ar fi minunat. Trăsnet. Da? Să ziceți, gata, nu mai vreau să plâng, nu mai vreau să stau în întuneric, în ceață, în tristețe. Gata, vreau să fiu în lumină. Ar fi super. Adică să fiți aici. Să fiți aici. Inspirați. Da. Trăsnet. Un eveniment neașteptat în ultima vreme. O să clarific ce ar putea să fie. Dacă e neașteptat, noroc e de trecut și puteți să-l verificăm. E mai greu când este în viitor. 9 de spade. Îl clarificăm și pe acesta. Nu prea place mai răcușorilor. Voi sau altcineva? Să sperăm că altcineva. Eu nu vreau voi. Își face griji pentru voi. 9 de spade. Eu sper că nu sunteți voi, sper că nu permiteți gândurilor negre să vă mai atace energetic și să stați la pat. Nu, 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 nu. Gata. Aș vrea să o arunc, dar a apărut și o să o clarific. N-am cum. 9 de spade. Sper să fie altcineva. Nu că doresc cuiva să stea la pat, dar vorbesc despre voi și nu vreau să fiți voi. Da? O, ce frumos. Frumos pentru că e o carte pe care o ador, știți bine, Marea Preoteasă. Pentru că asta sunt, o ador pentru că mă iubesc pe mine. În fine, nu. Nu vreau să o interpretez ca fiind secrete, deși o să o clarific. Eu zic că ar fi bine să vă conectați la intuiția voastră. Dar și aici sunt stâlpi, interesant, da? Tot doi stâlpi, alb și negru. Alb și negru. Ce este bine și ce este rău. Nu există și. Nu, nu există. Nu. Lumină sau noapte? Ori una, ori alta. Încercați să vă înțelegeți.
destinul. Încercați să vă conectați cu divinitatea, pentru că în starea aceasta de regrete sau de grijă pentru a vă păstra stabilitatea, să nu pierdeți ceva mult mai important. E interesant că apare Marea Preoteasă și turnul pe orizontal și la mijloc sunt niște regrete. Da, pot să fie niște secrete, dar eu zic cu acest turn că... Da, și turnul reprezintă separări din cauza unor motive... Dau și varianta asta. Dar îmi place mult mai mult să cred că în ultima vreme începe să vă treziți. Vreau mult să clarific. Ce e cu acești 5 de cupe? Poate că e altcineva care plânge pentru voi, un persoană la care a ținut și voi, care mai ține. În fine, are un loc special în sufletul vostru. Sper că n-ați pierdut pe cineva drag cu nebunia asta de pandemie, deși pot să fie și alte motive. Vai, Doamne, mulțumim! Mulțumim că avem nevoie de culoare, nu-i așa, măi? Dragii mei, cea mai frumoasă carte. Sau soarele, este și asta, este a doua. Sau soarele, steaua și asta. Și Marea Preoteasă și Împărăteasă. Sunt. Dar este un soi de soricel. Curcubeu e un ideal. E o bucurie maximă, e o euforie. Ăsta este sfatul. Păi normal, mai normal. Dacă e o vorbă, fake it until you make it. Da? Dați impresia că sunteți fericiți, zâmbiți și o să începe să vă simțiți bine. 10 de cupe. Sper la clarificări să nu se schimbe vibrația acestei cărți minunate. Sfatul este să vă bucurați mai de viață, să visați un pic, să vă aruncați așa în idealuri, în poezie, în artă, în culori. Apropo, interesant. Măi, luați-vă o cutie de tempera, băgați-vă mâna în culori și faceți niște chestii trăsnite ca să vindecați energia asta de aici. 10 de cupe. Ce frumos! Dacă există cineva, o persoană care vă creează această stare, măi, mergeți către oamenii ăștia. Apropo de decizii, către cine mergeți? Nu vă mai gândiți, domnule, la trecut. Lăsați-i, hai să vedem. În sfârșit, bravo, bravo, bravo! Așa, mă, așa vă vreau. Influență exterioară, soarele. Băi, deci mergeți către oamenii care vă trezesc copilul interior, care vă dau optimism, care aduc soare și culoare în viața voastră. Da? Vă îndeamnă la călătorii. Da, e frumos. Am zis, poate să fie și o trezire spirituală. Poate să fie. Cineva care vă trezește. Vă dă noi idei. Eu știu în ce privință. 3 de cupe. E în poziția fricilor. O să clarific. Poate să reprezinte aceste 3 cupe care au apărut în trecut, da? 3 cupe și 3 cupe, da? De care vă este frică, nu vreți să mai experimentați situații. Prieteni sau oameni care n-au avut timp de relație în sine, că au mai avut și alte preocupări. Nu muse altă persoană, alte preocupări. Plimbatul, băutul, mâncatul, cum shoppingul, da, joburi, eu știu, sunt multe motive. Poate să fie și familia, responsabilități, orice poate fi. Dar nu mai vreți 3 de cupe. Nu mai vreți așa ceva, vă este teamă. Dar, dragii mei, ca să vă fie bine, trebuie să ieșiți din teamă, nu? Logic. Vai, mai. Îndrăgostiți-i. Vreți să vă îndrăgostiți? Poate că este și teama că nu se va împlini relația și că e doar un ideal, doar o euforie, dar nu vă mai gândiți că dacă vă gândiți că n-o să fie, știți? Gândiți-vă că va fi. Ce frumos, 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 frumos. Mai, Dumnezeu a zis, hai să se facă lumină și în viața racilor. Da, să se facă lumină. Și se face lumină cu soare și cu curcubeu. Ce reușit să faci? Oho, împăratul. Bărbatul divin sau femeia? În fine. În primul și în primul rând vă echilibrați viața. Există cineva care vă echilibrează și posibil
Ia să vedem. Da, manifestați. Ia uite ce frumos. Da, vindecați, manifestați ceva nou. Magicianul și, mare, și împăratul. Pe de o parte, începe să vă echilibrați voi viața, pentru că dacă vă ascultați intuiția și mă ascultați și pe mine și mă ascultați și pe X, pe Y, nu musai tarot, poate și astrologie, poate și alte genuri de mesaje, da? De încurajări. Dacă vă lăsați inspirați de oameni pozitivi, vine și culoarea și energia și vindecarea și dragostea. Deci, bine, se pare că vine o nouă dragoste. Poate chiar v-ați îndrăgostit sau, repet, este și vindecare, dar după vindecare sigur vine și dragostea, n-are cum. Vindecați de trecut și apare și dragostea de dragoste. Că are cinci. Schimbarea. Undeva, da? Cineva da, vă vindecați în primul rând de aceste obsesii și programe, că unii mai au diferite preocupări în afară de cuplu. Nu toți sunt așa. Dacă ați trăit triunghiuri amoroase, nu toți sunt așa. Încercați să ieșiți din mentalul ăsta, da? Și să manifestați echilibru. Hai să vedem. Faetonul, mami. Faetonul care poate să fie și săgetător, nu musai rac, dar voi vreți să ieșiți din această noapte lungă și neagră a sufletului. The Dark Night of the Soul. Vreți să ieșiți. Ați găsit lumina. Sunteți pe cale să găsiți lumina, da? Pentru că nu poți să mergi fără lumină. Fără faruri, da? Nu poți să mergi fără faruri. Ai nevoie de baterie. Și ai nevoie de stea, de ghidaj. Și cum afli ghidajul? Prin intuiție sau cineva vă învață sau cineva vă sfătuiește. Poate să fie și un profesor. Profesor zic la masculin, deși poate să fie și femeie, evident, da? Marea preoteasă poate să fie profesor spiritual. Ideea este că vreți să mergeți către destinul vostru. Au fost conflicte. Ați încercat să o luați de la zero și aveți niște invidioși în preajmă posibili. Poate că aveți conflicte. Da, posibil să aveți niște invidioși în preajmă. Dar ați luat această decizie. Să vă echilibrați emoțional și să începeți ceva nou. Zero, zero ăsta. Să treceți, să schimbați conflictele și să vă concentrați pe ce? Pe construcția voastră. Și dacă sunteți independenți, să vă atrageți oameni ca voi. Asta este înțelepciunea la care ați ajuns. Poate că există cineva cu marcaj în fecioară care, într-un fel sau altul, vă influențează viața. Nu aș vrea să intru prea mult în zodii, dar ideea este că sunteți determinați să manifestați o nouă direcție în viața voastră. Și această direcție ce aduce? Manifestarea echilibrului în viața voastră. Este patru. Patru ține de casă, da? 4 reprezintă și zodia racului, că e casa a patra a racului, da? Acolo trebuie să manifestați voi. Diferența între casă și cămin. Dar îmi place că trebuie să alegeți pe de-o parte. Iar am vorbit de alegeri mai devreme. Alegeți, mai oamenii care oarecum seamănă cu ultimile zodii pe care le-am făcut, dar cu nuanțe diferite. Și voi trebuie să alegeți ce este frumos. Totuși, suntem, ia uite, 4 și cu 1 înseamnă 5. Apropo de luna mai. Mai. Face schimbările. Deja mai un pic se ajunge la jumatea anului. Trebuie până la sfârșitul anului să mergem prin toate cinciurile ca să ajungem la marele preot, la credință, la speranță, la bucurie. Și am zis că este o uniune. Prima este în voi, dar există și cineva care vă inspiră. Prima este în voi. Ia, te judecați. Bine. Renunțați la cinci de cupe. Renașteți.
Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos, pentru răcușor și răcușoare. 5 de cupe. Am stins svețișorul. 5 de cupe. De ce în inimioara lor există acest 5 de cupe, măi? De ce există acest 5 de cupe în inimioara unor aci? 8 de spade. Măi, am zis, e un blocaj mental. E un blocaj mental, e o programare, iau. Nu, e un blocaj. E un blocaj peste care ar trebui să învățați să treceți. Iar 9 de monede. Adică să luați această sabie și să dați în stânga și în dreapta. Adică să investigați. Sabia este gândul, cuvântul. Să vă schimbați gândurile până când vine gândul negru să-l tăiați. Gata, nu mai. Fugi. Vreau bucurie, vreau culoare. Clarifică, mai dăm o carte pentru acești 5 de cupe și 8 de spade. Mai dragă, mai dragă. O fi cineva care se gândește la voi. O fi cineva. Dar chiar și așa, măi, deci cu o inimă atât de gri, nu poți să manifesti așa. Trebuie să schimbați ceva. 10 de spade, măi. Ok, va trăda cineva, dar uite, soarele aveți aici. 5-6. Detașați-vă. Ia uite. Detașați-vă, ca să înseamnă 6, ca să puteți să vă bucurați, domnule, de trezire, de viață. Ca să înseamnă soarele, de viață. De uniune. Mai dă-mi o carte, că mă enervez. Mai dă-mi o carte. Ce e aia, măi? Ce sunt culorile astea? Ce e? 10 de spade, 8 de spade, 5 de cupe? Ia, clarifică. 4 de monede, exact 4 de monede aici este. Tradiții. Măi, știu că racii nu pot renunța, mulți raci, nu pot renunța la niște chestii care țin de casă, de tradiție, de relații karmice. Asta e, racul este acaparator. Ține și de tristețe la fel de mult cum ar ține, ar fi frumos să ține și de bucurie și de soare. Dar până una alta ține de, pe orice pune mâna, da, nu mai dă drumul. Și atunci nu mai dă drumul nici la supărare, măi, terminați, gata, că uite, avem aici culori frumoase. Trebuie să înțelegeți, vă schimbați mentalul. 4 de monede, măi, nu, 4 de monede, clarificăm 4 de monede, provocare. Provocarea. O, 4 de bâte și 4 de monede. Aici e marea diferență. Aici e marea diferență. Mai dăm o carte. Una e să fii într-o relație, în casă, apropo de casă, tradițională, rigidă, plictisitoare, pentru că la 4 de monede e plictisitoare, și alta e să fii într-un cuplu în care se bucură oamenii, nu știu, desenează, pictează, vopsesc pereți împreună, multă mobilă, unul pune florile, altul face mâncare, ia uite, 3 de monede. Aici este. Nu de monede, de bâte, vreau să zic. Provocarea este. O să dau un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil că țineți, ori voi țineți la cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special cu Venus în berbec, sau marcaj în săgetător, ori ei țin foarte mult la voi și aici apare un blocaj pentru că au fost și niște dezamăgiri și niște lacrimi. Așa, un mesaj, doi. Deschideți-vă un pic orizonturile. Voi sau altcineva, poate este altcineva care nu are orizonturile suficient de deschise ca să creeze acest cuplu plin de spor, de abundență. Este verde, este chakra inimii. Deși sâmbâte vorbim de verde, da? Poate că este acest personaj. Nu contează semnul, nu vreau să intru, variază, da? În semne. Probabil că acest personaj, pe de-o parte, ți
ține la ceva, nu are inima deschisă și aici este secretul. Să învețe să spere și să-și deschidă inima, da? Și să-și înflorească. E interesant că e al cincilea element, da? Trebuie să producă o schimbare în vibrația sa acest personaj. Pe de altă parte, dacă este o latura voastră extrem de tradițională și acaparatoare, renunțați, domnule, la această grijă pentru stabilitate și încercați să sperați, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă deschideți orizonturile, să călătoriți și să manifestați acest patru de bâte. Întâlnire cu prietenii, bucurie, bucurie, e o bucurie. Și eventual să vă atrageți acel cuplu. Mai vedem ce alte clarificări apar. Regina de bâte. Aveți probabil un berbec? Unii? 6 de cupe. 6 și 7. E o confuzie, e o prietenie într-adevăr frumoasă pentru unii, dar e și o confuzie. 6 și 7. Posibil să fie berbec, poate să fie și alt semn. În general, la regina de bâte e berbec. Vedeți cum vă decriptați mesajul? Pentru că apare și aici un berbec pentru unii. În fine. Patru de cupe în trecut îndepărtat. Patru de cupe. Și acel patru de cupe. Pentru unii poate să fie berbec, pentru că în inima berbecului am văzut regele de cupe. Și acolo se fie o poveste care... Acesta, cavalerul de monede. E o relație care s-a dezvoltat greu. Cavalerul de monede. E o situație care se construiește extrem, extrem de greu și asta vă întristează. Încetinirea acestei construcții, acestei relații, acestei ce o fi. Comunicare, prietenie, amor. 6-7, da. Mai mult stați pe loc, pentru că 7... E precaut, e atent, până obosește, iaude, împăratul. E cineva foarte încăpățânat într-o anumită privință aici și se vede la patru de monede, s-a apărut de două ori. Măi, mi-e plăcut cărțile astea, măi, copii. Măi, nu copii, că sunteți dita mai oamenii, dar măi, astea sunt superbe. Uf, amăracilor. Hai, turnul, arată ceva frumos, turnul. Clarificăm turnul. Trezire. Hai să fie trezire. O fi și separare, dar o fi și trezire. Ha. Dați-mi ceva frumii pentru răcușoare. Doi de cupe. Și asul de monede, da? Apare trăsnet un suflet. Un suflet pereche. Cu potențial. Da, care vă echilibrează viața. Șase de monede și potențial să aveți o nouă relație. Stabilă. Așa cum vă doriți voi. Dar și emoțională. Doi de cupe. Mai dăm o carte să vedem. E întâlnire sau e trofi? Da, că ar putea să fie acest doi de cupe, da? Acest doi de cupe de aici, da? Și asta înseamnă că face schimbarea. Asta înseamnă că renunțați la tot acest gri negru despre care am vorbit. Și... și întâlniți pe altcineva. Ia să vedem. Clarificăm doi de cupe și turnul. Doi de cupe și turnul. Asta nu le păstrez, dar este o dezamăgire care trebuie încheiată, lumea. Că sunt prea multe cărți. Mai dăm o carte. Doi de cupe și turnul. Doi de cupe și turnul. Wow! 8 de cupe. Da, vă despărțiți de cineva. 6 de spade iar înseamnă drum, călătorie, detașare mentală, emoțională de un suflet pereche. Și cu turnul se confirmă o separare. Vedem o carte. Și simt la nivelul chakrei inimii o presiune. Simt. Hai că nu mai vreau să simt așa ceva.
Nu mai vreau să simt așa ceva. Iau pe trei de spade. Da, e separare, clar. E separare de un super pereche, gata. Poate vrea doi de cupe să revină iar într-o altă formă. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Marea Preoteasă în prezent. Asul de bâte. Poate că există cineva, o pasiune, un interes, un proiect pe care îl țineți în secret. O pasiune pe care o țineți în secret voi sau ei. Da? Secrete, pasiune, atracție fizică. Poate iar este acel semn de foc. În mod special berbec, dar poate să fie și, poate să fie și soare. Eu sper să fie acest soare, dacă acest soare e super fain, păstrați-l. Ia mai dăm o carte. Da, ieșiți din stagnare, se schimbă energia și începe să comunicați altceva, Regina de Spade. În fine, clarificăm Asul de Bute și Marea Preoteasă. Asul de Bute și Marea Preoteasă. Ce presiune simt la nivelul chakrei inimii. Cât e aici 9 de monede. E o persoană independentă. Ia uite, judecată. Ce e, mă, cu această dezamăgire și cu această judecată? Trebuie să gândiți corect, să ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii în acest context. Vom mai vedea și alte cărți ce apar. Clarificăm 10 de cupe, te rog frumos, în poziția sfatului 10 de cupe, te rog frumos. Luna, aici sunteți voi. Luna, iar țineți un secret, dacă este o pasiune pentru cineva, pasiune secret, euforie secret, da? Păstrați-vă independența, dacă e persoana respectivă independentă, asta e mai bine decât să fie căsătorită, nu? Logic. Dar Luna, puteți să fiți voi. Sau alt semn de apă. Luna și 10 de cupe. Poziția sfatului. Ia uite, Asul de Spade. Poate să înțelegeți ceva. Mai dăm o carte pentru Luna. Clarificăm Luna. Clarificăm Luna. Ia uite, tot a vrut să apară? Interesant. Am zis că înțelegeți. Vă înțelegeți niște emoții. Pe de o parte, Asul de Spade înseamnă comunicare, Luna înseamnă secrete. Rămâne de văzut cum se manifestă acest As de Spade, însă, în primul și în primul rând, în afară de comunicare, înseamnă victorie și înțelegere, momentul acela de decizie. Momentul acela de decizie, dacă ar fi să luăm Asul de Spade, tot așa, momentul de decizie, lăsați în urmă fricile și manifestați bucurie, da? Vedeți? Sunt două aspecte ale spadelor. Gândul negru și gândul pozitiv. Lăsați frica și manifestați pozitivitate. Acum vedeți și voi cum interpretați acest As de Spade, că avem semn de aer, avem semn de apă în poziția sfatului, că sunteți mulți. Dar eu așa simt. Că înseamnă înțelegere a unor emoții, a unor frici care au stat în calea fericirii voastre. Frici care sunt preluate pe cale maternă, frici care pot fi eliberate la lună plină și bucurii care pot fi manifestate la lună nouă. Aici este înțelegerea, aici este adevărul, aici este victoria. Da? Cavalerul de cupe și faetonul. Mergeți!
Mergeți către vindecare, către bucurie. Clarificăm soarele în poziția exterioară. Cine e personajul acesta? Drăgălaș. Sper să rămână un drăgălaș, că aveți nevoie de oameni drăgălași în preajmă. Să fie copilul cuiva, apropo de copil. Poate e copilul cuiva și copilul cuiva vă inspiră, vă dă chef de viață. Poate aveți grijă de copilul cuiva. Sunteți babysitter. Da, știți? Sunt multe variante. Sunteți babysitter și copilul. Sau faceți pregătire, cum fac eu cu copiii, și copilul cuiva vă inspiră. Vă cheamă într-o nouă direcție, într-o nouă vibrație. Ce aici? 8 de băte. Ia uite, comunicare la distanță, e călătorie. E o călătorie, e o comunicare plină de optimism, de speranță și spiritualitate, că 8 de băte tinde de obicei către cer, ține și de săgetător, ține și de săgețile lui Cupidon. E o chestie interesantă, la distanță. La drum, eventual. La drum, poate întâlniți pe cineva care vă bucură. Da? Poate întâlniți pe cineva care vă bucură. Și, repet, poate să fie și un copil. Poate să fie o persoană artistică. Soale mi se pare extrem de artistică. Un artist, ceva. Orice poate fi artist. Ia uite, regele de monede. Da? Care va aduce stabilitate acest personaj. Regele de monede. Da? Vă inspiră. Regele de monede sfătuiește. Poate chiar vă susține financiar pe unii, variază. Poate să fie un tată cu un copil, un bărbat cu un copil. Evident că poate să fie și soție și femeie, dar în general regele, da, e energie masculină. Un bărbat stabil, autoritar. Ah, interesant, regele de monede cu soare, un personaj autoritar. Da? Cu care comunicați sau pe care îl întâlniți la un drum. Mhm. Și ar putea să fie această nouă pasiune pentru acest personaj, care vă ajută să înțelegeți, pentru că și regele de monede poate să fie un profesor și cu soarele clar, poate să fie un profesor, un director, un ceva, ceva, și cu Marea Preoteasă, care și ea este ghid, da? Înțelegeți niște lucruri. Vedeți unde vă găsiți mesajul. Clarificăm 3 de cupe în poziția fricilor, 3 de cupe. Dar este cam clar. Nu mai vreți triunghiuri amoroase? Da. Regina de spade. Regina de spade. Probabil există un personaj care n-ați comunicat, ori din preajma prietenilor, în cercul de prieteni, un personaj cu care n-ați comunicat tocmai bine. Pentru că apar aici spade. Apar aici spade. V-a deranjat într-un fel și nu zic musai semn de aer, poate fi oricine. Un personaj din cercul prietenilor care poate v-a rănit, pentru că văd aici 8 de spade și 10 de spade și regina de spade, deși a apărut în poziție normală, dar totuși regina de spade poate să fie negativă uneori. Poate să fie negativă. Vedeți unde vă găsiți mesajul, pentru că variază. Pentru că totuși în poziția fricilor, de-aia o citesc negativ, da? N-am cum, e o poziție, uite, v-a făcut să plângeți. V-a adus aceste lacrimi, acest personaj, da, e. Și încă țineți la acest personaj, unii dintre voi. Oricine, repet, oricine poate fi, nu mai dau zodii. Oricine poate fi. Ia uite cum apare 5 de cupe. Am mai dăm o carte pentru această regină de spade, știi, de curiozitate, da? Mm. Da. Mai aventuroasă, cavalerul de băte. E o persoană aventuroasă. Poate ați avut, ia uite, nici nu trebuie să fie musai de aer, poate să fie aer, apă, foc, oricine și pământ, da? E un personaj din cercul de prieteni care poate a oferit mai multă atenție prietenilor decât vouă, iar, care a comunicat într-un anume fel, iar, poate nu s-a implicat suficient, iar, sunt multe variante.
care ați avut o aventură, da? Nu s-a putut decide. Aici este poziția fricilor. Clarificăm, te rog frumos, îndrăgostiți ce își doresc dragi, să se îndrăgostească de sufletul lor pereche, să-și găsească flacăra geauna. Asta e poziția dorințelor. Dorințelor. Să aleagă odată. Ia uite, asul de monede. Poate că există un semn de pământ. Cineva cu marcaj puternic în semn de pământ de care vă îndrăgostiți. Nu obligatoriu. Poate fi oricine. Poate fi un geam în care vă oferă stabilitate. Iar variază. Sunt multiple variante. Ideea este că vreți să vă îndrăgostiți și să începeți o nouă relație. Da? Ia uite, ați stat în stagnări. Ia uite, cineva v-a ținut pe loc. Împăratul ăsta v-a ținut pe loc. Împăratul și spânzuratul. Mai dăm o carte pentru asul de monede. Ce e acest as de monede? Da, vreți să manifestați, să simțiți această uniune și în plan 3D, da? Nu doar în voi. Regele de bâte. Vreți o persoană pasională, dar asumată, da? Da, vreți aventură, vreți pasiune, da? Cine nu vrea, nu? Pentru că aici a fost cavalerul de bâte. Dar totuși personajul a stat mai mult cu prietenii. Și, repet, a fost o chestie de comunicare. Comunicarea n-a fost tocmai pe placul vostru. Să zic așa, să-mi aleg cuvintele. N-a fost pe placul vostru. Ce vă doriți? Da, vă doriți un rege, o regină, o persoană pasională, dar și asumată, cu care vă puteți completa, care are și ceva dram de lumină, de spiritualitate, că altfel n-ai cum să fie asumat, nu? O pasiune matură. Regele de cupe, aici sunteți voi, nu? Da? Să discutați de la egal la egal, apropo de îndrăgostiți de la egal la egal. Clarificăm, te rog, nouă de spade. Îl păstrez. Nouă de spade, șase de cupe. E un personaj din trecutul vostru, iau de 6 și 7. Ce ai mai? Nu, stai la loc, că n-am cerut deocamdată nimic. Nouă de spade, te rog frumos, clarifică. Turnul, personajul de care v-ați separat, da? Sufletul, a apărut doi de cupe, da? Mi-aduc aminte la turn aici. Acum apare șase de cupe. Personajul de care v-ați separat. Și cinci de bâte. Nu, șase. Da, șapte, măi. Cea, Ela. Șapte. Poate că personajul acesta suferă, că va separa de ei. E un personaj din copilărie, din trecut, cu care ați avut o relație, o prietenie, o amiciție, ceva. Suferă din cauza acestei despărțiri. Repet, a fost turnul și doi de cupe, nu uitați. Dați în urmă. Și apare șapte de bâte. Poate că voi sunteți voi defensivi față de această energie, față de acest personaj. Ar fi minunat să vă apărați de vibrația aceasta. Da? E o vibrație. Aceasta nu e o vibrație grozavă. Da? Și dacă voi vreți soare și culoare și pasiune, dar o pasiune asumată, un foc care încălzește, nu un foc care arde, e o mare diferență, ar fi frumos să vă apărați voi de influențele negative care apar. Că așa se întâmplă când alegi o altă cale. Așa se întâmplă când pui granițe. Niște evenimente neașteptate, da? Justiția, o separare de cineva. Trei de spade, ia uite. Ce e clar, trei de spade, ce înseamnă? Dezamăgire. Rană sufletească. Clarificăm, te rog frumos, acest împărat. Este bun sau este nebun? Clarificăm împăratul pentru zodia racului. Nu am mers. Judecata. Judecați, dragii mei. Vreți oameni care vă domină, care vă țin în control, care fac ca ei, eventual zic ca voi și fac ca ei? Sau vreți oameni care vă protejează, varianta bună a împăratului, care vă protejează? Interesant este că iar apar stagnări. Da? E un personaj care v-a ținut pe loc și atunci trebuie să judecați. De ce vă ține pe loc?
Ia să vedem ce mai judecați referitor la acestea. Judecați că vreți să vă controlați voi viața. Dar să nu ajungeți ca ei din cauza acestor lecții, da? Trebuie să rămâneți cu sufletul deschis, că de fapt asta înseamnă moartea și renașterea. Transformarea, să nu vă blocați inima, că tot am zis, de-abia m-am calmat. De-abia m-am calmat, cred că jumate din etalare am avut presiune pe chakra inimii. Da, 6 de bâte în sfârșit. Vreți și voi să aveți victorii, poate a fost 6 de bâte, poate să fie egoist. Poate să dorească atenție, da? Și să creeze confuzii. Ai judecați. Judecați. Ce a fost? A fost narcisist acest personaj? Sau ce vreți să faceți? Să vă controlați voi viața și să aveți victorii? Judecați. Cum vrei să renașteți? Că e o renaștere aici. În victorie. Sau? Ia, hai să vedem magicianul. Ce înseamnă aici? Magicianul. Clarifică magicianul. Ca și realizare. Clarifică magicianul pentru raci. Întotdeauna la voi. Ia, de 6 de monede, da. Vreți să manifestați echilibru, da? Vreți să manifestați echilibru. Iar 2 de spade, 2 de spade. Alegeți echilibru. Ba nu. Eu am zis, rămâne și mesajul ăsta. De fapt, nu e 6, e 7. Ce să manifestați după ce ați așteptat? Ce? Hai, clarificăm și 7 de monede. Nu fiți nici extrem de precauți, că nu e bine. Vă zic din experiență, nu e bine. Ia uite, labirint. Labirint. Mai dăm o carte. Asta tot vrea să apară. Asul, nu? Nu e as. E 5 de bute. Da, aici este strădania, aici seamănă cu ce am citit mai devreme la inimă și provocare. Este strădania voastră de a ieși, 5 de conflictul ăsta, 5-ul ăsta, de a ieși dintr-un labirint în care a stat, ați obosit. 7 de monede înseamnă și oboseală, plictiseală, prea multă precauție. Vreți să manifestați ceva nou? Dar aveți de luptat cu diferite situații. Vă învârtiți în cer, că asta e la labirint, da? Chestii karmice, măi, alegeți odată renașterea. Hai, mai dăm o carte, că mă supăr. Vreau ceva vesel. Aveți aici niște influențe benefice. Mergeți către ele, dragii mei. Dragii mei. Dragă doamnă. Divina. Ia uite, comunicare. Studiați. Magicianul. E o chestie care ține de gemeni, da? Cu valetul de spate, cu magicianul, cu îndrăgostiții, poate cineva cu marcaj în gemeni. Dar apar conflicte, ia uite. Ia regele de spate și 3 de cupe. Nu se poate manifesta nimic fără comunicare. Ca să puteți manifesta, trebuie să aveți toate instrumentele, da? Inclusiv comunicare, gând, scris. Mai nu știu, mare grijă la cine e în preajma voastră. Nu-mi place când termin în atmosfera asta destul de încărcată, că de-abia v-am zis, de-abia m-am calmat de ce am simțit în această zonă a chakrei inimii. Nu prea-mi place. Vă rog frumos, că se termină etalarea. Ia uite, 7 de cupe, 3 de cupe, confuzii. Pentru că se termină etalarea și așa am lungit-o foarte mult. Păstrați aceasta, mergeți către aceasta, ăsta este sfatul. Înțelegeți fricile și bucuriile. Influența. Alegeți dintre oamenii pe care îi cunoașteți. Trebuie să fie un om special, care vă dă stabilitate, vă aduce bucurie, da? Un personaj la distanță, cu care puteți comunica. Chiar dacă nu este la distanță, poate să fie vorba de comunicare, da?
păstrați aceste influențe și asta ca să vă împliniți această dorință, da? Îndrăgostiți asul de monede și regele de bâte. Asta ca să puteți manifesta și să scăpați de... Aveți niște influențe foarte negative în jur, noi, foarte negative. Și să știți, dragii mei, vă zic din experiență, influență negativă poate să fie și când stai cu chirie și să stai în preajma unor oameni negativi. Influență negativă poate să fie și familia, mamă, tata, fratele, sora, invidioși pe eu știu ce. Sau faptul că nu te comporți ca ei, că nu ai ales, eu știu ce, profesie care le-ar fi plăcut lor. Acestea pot să fie invidie. Nu proiectați invidie și energiile negative doar pe străini. Pot să fie oamenii cei mai apropiați. Nu știu, e ceva acolo de care trebuie să vă rupeți odată. Ca să, de-aia apare renașterea, acolo moartea și renașterea de două ori. Turnul de două ori, măi, dragilor. Măi, nu știu, hai odată. Hai odată. Cu bucurie. Hai odată cu bucurie. Cu dragoste, cu uniune. Da? Cu soare, cu încredere. Ia uite, cu dreptate, cu înțelepciune, cu claritate, hai odată. Conectați-vă odată la intuiția asta și lăsați-vă inspirați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, măi, soare, curcubeu, culoare, mâncare bună. Mă zgăliți ceva frumos. Râdeți, dansați, îmbătați-vă, faceți ceva ca să schimbați vibrația. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa, numai bine. Ciao.